La 2 mai, începând cu anul 2005, celebrăm Ziua Națională a Tineretului din România. Dincolo de organizarea de evenimente dedicate tinerilor, binevenite în comunitățile locale hunedoene, în municipiul Hunedoara, Ziua Națională a Tineretului oferă tinerilor posibilitatea de a înțelege cu adevărat ce înseamnă să conduci destinul unei comunități. Tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani sunt invitați să răspundă provocării primăriei Hunedoara și să se înscrie până în data de 30 aprilie în competiția prin care, din rândul competitorilor, va fi ales un primar pentru o zi. Echipa de comunicare a primăriei are foarte multe idei și unele dintre ele sunt și distractive, dar de această dată au venit așa cu o idee pentru a pune în aplicare pentru cei din afară primar pentru o zi, dar probabil că la asta vă referiți. Și au zis, în cea mai grea, cea mai complicată zi din săptămână, să invităm pe cineva alături de mine să vadă care ar fi munca în primărie și ce ar însemna primar pentru o zi. Și a fost aleasă ziua de luni. Cel care va fi tânăr primar pentru o zi al municipiului Hunedoara va avea parte de un program încărcat alături de edilul șef al urbei de pe Cernat, Dan Bobouțanu, așa cum de altfel se întâmplă în fiecare zi de luni. Într-adevăr, este cea mai grea zi pentru că ea debutează la ora 9 cu prima ședință cu toți directorii, șefii de servicii, de compartiment din primărie, o analiză de aproape 60 de minute ce au făcut și ce urmează să facă în săptămâna următoare. La ora 10 vin concesionarii și aici vorbim de toate serviciile care sunt făcute de acest concesionar pentru municipiul Hunedoara, de la apă și canal, salubritate, spațiile verzi, iluminatul public, chiar și spitalul este inclus aici, pentru că spitalul se subordonează primăriei. Iar de la ora 11 încep ședințele de analiză pe fondurile europene, fondurile guvernamentale și investițiile proprii. Și aici se succes ședințele până la ora 14. Primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, speră ca partenerul său de activitate din data de 2 mai să rămână cu o experiență de neuitat în ceea ce privește munca în administrație. Sper să fie o zi bună, o zi care să placă celui care va fi ales primar pentru o zi și dacă va fi o persoană matură, o să-l pun să și verifice foarte multe din documente. Dacă va fi un tânăr, o să-mi facă plăcere să-i explic cum funcționează administrația locală din municipiul Hunedoara, evident. Înscrierile în proiectul Tânăr Primar pentru o zi se pot face până în data de 30 aprilie prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail hunedoara@rotineret.ro, iar informații suplimentare pot obține la numărul de telefon 0799 933 399.